Speranța turdenilor în materie de box, Alin Crișan a participat în perioada 16-18 februarie la campionatul național de seniori Under 22 din Brașov, categoria 57 de kilograme, unde a câștigat medalia de bronz. Prima medalie de bronz la acest nivel care a fost adusă la Turda de către un sportiv, conform spuselor lui Florin Bordi, antrenorul pugilistului. Peste 70 de sportivi au fost înscriși în acest an la campionatul național. Viața este ca o tablă de șah. Poți să fii pionul, dar alegi să fii regina. O diferență. Descoperă colecția de parfumuri arăbești de la Tabaco Câmpia Turzii. Inspiră pe cei din jurul tău. Tabaco. We always surprise you with something new.